Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de Universe Mode. Suntem la episodul cu numărul 3, debutul NXT-ului. Avem 3 meciuri în seara asta la NXT. Un meci în divizia feminină, cel de acum. Un meci în divizia tag team și meciul care va decide primul campion NXT. O vedem pe Io Shirai, face. Ăștia nu au mai updatat. Era mișto dacă o băca pe aia heal și pe asta face. Ok, Io Shirai versus Shayna Baszler. Și săptămâna viitoare va mai fi un match care va decide învingătoarea care o va înfrunta pe câștigătoarea din acest match pentru titlul NXT. Shayna Baszler, the Queen of Spade. Peste 2 săptămâni vom afla cine este prima campioană din NXT. Io Shirai vs Shayna Baszler. Oh, ce bine a început Io Shirai. Gen. Așa. Haide. Oh my god, ce dropkick frumos. Oh, forearm. Boom punch, boom punch, boom punch, boom. Oh, ce genunchi. Reverse de la Io Shirai, care se duce pe a doua coardă. Oh, ce dropkick. Acum fuge pe a treia coardă. Hurricane Rana. Incredibil. Oh, crossface de la Io Shirai, dar renunță. Oh. Oh my god. Oh, nu. Shayna se ridică. Oh! Iar acum Io Shirai îi spune să se ridice. Oh nu, oh nu. Oh, și este semnătura. Oh my god, ce submission acolo de la Io Shirai. Dar renunță. Oh nu, oh nu. Io Shirai pe a treia coardă. Oh nu, e gata de moonsault. Incredibil ce moonsault. Oh my god. Haide, arbitrule. 1 2. Nu, și Shayna rezistă. Match perfect făcut de Io Shirai până acum. Oh. Oh. Iar acum este revenirea Shaynei. Shaynei. Sau ceva. Înțelegeți o idee. Probabil divizia din NXT nu mai este pentru ea. Wow. Wow. Wow.
Hai că nu și-a prins picior. Oh, ce frumos frog splash. Ce diferență uriașă. Am văzut-o pe Yoshi Rai la nivel maxim. Oh, Sheena o trage. Reverse. Oh, nu. Nu se poate ce face Yoshi Rai. Reverse de la Sheena. Oh, și Sheena pare că își dorește să revină. Dar Yoshi Rai revine cu un reversal. Oh! Oh my god! Iar acum Yoshi Rai de pe a treia coardă. Ce stampuri! Incredibil! Incredibil! Este incredibil ce face această fată în divizia din NXT. Oh! Moonsault ratat! Sheena fiind poziționată mult mai departe. Dar acum nu prea mai are cum să-l rateze și oh, moonsault! Incredibil! Incredibilă prestația lui Yoshi Rai. Incredibilă prestație. Ce debut. Ce match face luptătoarea din Japonia. Haideți să vedem ce se întâmplă în meciul tag team și vom afla cei 8 oameni care se luptă pentru titlul NXT. Avem The B Team versus The Undisputed Era. The Undisputed Era câștigă și avem meci între. Haideți să-i luăm la rând acum. Keith Lee, Pete Dunne, Killian Dain, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Jackson Ryker, Matt Riddle și Adam Cole, baby. O să fiu cu Matt Riddle. Battle Royale pentru titlul NXT, oh my god. Și sunt atâția wrestler care nu au primit șansa, dar vor primi la titlul NXT UK. Haideți să vedem. Primul intrat este. Oh, este Tommaso Ciampa! I-am schimbat interensul, le-am pus pe Tommaso Ciampa 2. Era iurea rău ăla, primul. Gen, omul fugea înspre ring, efectiv. Tommaso Ciampa! Dar de ce are unghiile albe, what the fuck? Hai să vedem cine urmează. Johnny Wrestling, fostul coleg din DIY a lui Ciampa.
This rebel heart, this rebel heart. This rebel heart. Hai să vedem cine urmează. Oh! Este oare Kilian? Fostul membru din Sanity. Kilian Dane. Oh my god. Ce bestie. Îmi pare sincer rău că nu l-au băgat în 2K20. Oh, este Jackson Ryker, liderul celor din Forgotten Sons. Mi se pare o mare porcărie că au băgat, l-au băgat pe Jackson Ryker și pe Wesley Blake și Steve Cutler nu l-au băgat. Și au băgat și la entrance, uite, Blake, Cutler, Ryker sau ceva. Vedeți, mi se pare o mare porcărie și scrie și Forgotten Sons. Gen, da. Liderul celor din Forgotten Sons debutează în meciul pentru titlu. Uite și pe spate, mamă, mi se pare cea mai mare porcărie că nu i-au băgat pe cei doi, dar asta e partea a doua. Oh, the Bruiserweight! Pete Dunne! Brum, 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 brum. Pete Dunne. Pete Petarde. Iar acum the King of Bros, Matt Riddle. Bro, 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 bro. Este un wrestler care mie sincer îmi place super mult și aș vrea să câștige un titlu în NXT sincer. Bro, 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 bro. The original bro. Matt Riddle. Acum cine urmează? All time seems glory, for he is limitless. Basking his glory, over basking his glory. Kate Lee, incredibil, este aici. În main eventul de la NXT. Kate Lee. Kate Lee, yeah. Și ultimul, dar nu cel din urmă. Shock the system. Boom. Adam Cole, baby. One, two. Adam Cole, baby. Undisputed era. Baby.
Oh, și meciul începe. Nici nu știu cu care mă bat. Ah, cu Killian Dane. Rivalitate ca și în real life. Foști rivali, Riddle și Killian Dane. Băi, nene, judo atâtea reversal-uri, băgame. Aoleu, bicycle kick. Hai că am și o loc. Mamă, prea mare nebunie în ring. Russian leg sweep. Oh, și Caitlyn este eliminat de către Pete Dunne. Oh! Kate Lee este primul eliminat, păcat. Reverse de la Dane. Marele Killian Dane. Oh, și Jackson Ryker este pe punctul de a fi eliminat. Dar nu este. Ah, îl las pe Pete Dunne să se bată cu el. Nu mă bag, eu stau chileanu. Și Ciampa este pe punctul de a fi eliminat de către Riker. Oh! Oh! Și Killian Dane este pe punctul de a fi eliminat, dar nu este. Johnny Wrestling este pus la pământ. Hai că mi l-a schimbat și mie pe gen, a schimbat asta pe Pete Dunne. Ai de bă. Belly to belly. Pe Pete Dunne. Atunci, haide pe Dane. Haide să-l punem la pământ pe Dane. Killian Dane este pus în hold. Oh! Matt Riddle. Oh my god, ce nii! Acolo de la Matthew Riddle. Oh, ce flapjack! Reverse încă o dată de la Dane. Oh, ce bicycle kick! Trebuie să avem grijă pentru că Killian Dane are finisher. Și poate să termine oricând. Eu am signature și nu l-am făcut. Forță și nu mai am reverse. Ai de capul meu, nu primești recovery ceva? Băi, nu cred că mă duce în colț să mă elimine. Sper că nu. Fugi! Oh! Oh my god! Ce-a făcut acolo? Și Pete Dunne este eliminat de către Jackson Ryker. Jackson Ryker îl elimină pe Pete Dunne. Dunne este al doilea eliminat. Iar în acest moment... Bro to sleep! Bro to sleep! În German suplex! Incredibil! Și oh, Ciampa vrea să-l elimine pe Johnny Gargano. Oh! Ce main event nebun avem. Oh, nu! Killian Dane îl elimină pe Matt Riddle. Nu se poate. Cu finisher-ul, frate. Oh, reverse acolo de la Ryker. Foarte frumos. Toți în afară de Dane și Ryker sunt la pământ. Bestia de la Belfast a făcut un match foarte bun. Păcat că a fost eliminat Matt Riddle, care făcuse un match și mai bun. Oh! Dropkick. Băi, frate, mă enervează bagurile astea grav.
Oh, și Ciampa este eliminat de către Adam Cole, baby! Hai că am înțeles. Johnny Gargano vrea să le elimine pe Killian Dane. Johnny Wrestling. What the fuck? Adam Cole. Oh! Johnny Gargano este eliminat și mai sunt 3 persoane în ring. Killian Dane, Jackson Ryker și Adam Cole. Wow! Și Ryker este pe punctul de a fi eliminat de către Killian Dane. Oh my god! Și Killian Dane rămâne în ring cu Adam Cole. Cei mai buni din acest match. Wow! Adam Cole vrea să fugă. Și face într-un final un dropkick, bicycle kick. Adam Cole este favorit în acest moment. Oh! Oh my god! Oh, ce godbuster! Oh, reverse de la Adam Cole acolo. Foarte bine venit acel reverse. Reverse și de la Killian Dane. Incredibil, ce main event. Ce main event. Oare cine va fi primul campion din NXT? Oh, este Adam Cole, baby. Ce match. Ce match. And the first NXT champion, Adam Cole, primul campion desemnat în această serie, este din NXT, este Adam Cole, incredibil, ce match, ce main event, ce main event frumos, revin de la Top 5 Live. Da, voi băieți, am revenit la Top 5 Live, avem 3 meciuri, Sin Cara vs. Brian Kendrick, Sin Cara câștigă, Tony Nese vs. Gentleman Jack Gallagher, Nis câștigă și mergem la main event. Ce main event epic avem. Leo Rush versus Kushida. Wrestler care se află și în brandul din NXT, dar nu și-au făcut debutul seara trecută la NXT, dar își fac debutul în următoarea seară la 205 Live. Haideți să vedem ce se va întâmpla în brandul MOV. Aici, în brandul MOV, mulți wrestleri fac parte și din brandul galben din NXT, dar fac parte în unele gen, sunt prezenți în unele meciuri și de aici. Ia să vedem. Primul care intră este Leo Rush. Mă, ce clasă întins sau de căcat. One fall. Mă rog, nu e super bine făcut trașa asta, dar asta e partea a doua. Mamă, e făcut chiar aiurea. Wow, uite-l pe Kushida. Mamă, dacă îi găseau un team song mai ok și puneau și deasupra o imagine decentă, era top row. Le-au făcut doar pe el. Nici nu știu cu cine am ales să joc, cred că cu Leo Rush. Ia. Nu, Kushida. Oh, ce pele kick frumos. Iar acum Kushida. Kushida, Kushida. Wow, Leo. Leo Rush. Wow! Oh! Cât de frumos începe acest match din Top 5 Live. Main eventul de debut al show-ului lui Drake Maverick. Oh, elbow drop off the top row. Pe Leo Rush. Oh, core și revine foarte repede, vedem. Oh!
Și se retrage foarte bine. Oh! Oh my god! Îi vedem pe cei doi high flyer. Cei doi cruiserweights. Kushida nu cred că e... N-am zis aiurea că e high flyer. Mai bine, Lio Rush e high flyer. Kushida este un maestru al submission-urilor. Oh! Dar ce se întâmplă? Oh, Kushida! Oh! Cum a sărit pe spatele lui Lio Rush. Oh my god! Se uită la ceas, oh! Ratează Rush, pentru că a venit foarte bine cu Shida, reverse de la Lio Rush. Oh, oh, back drop kick. Oh my god. Dar ce main event avem? Ce main event? Oh, ce forearm. Oh my god. Oh, nu se poate. Oh, armbar, armbar. Și scapă Rush. Picior acolo foarte bun de la Lio Rush. Oh! Hai de băi, dacă ești mecher. Ia vino. Hai, cam și reversal dacă e. Faza e că nu știu să fac, da, cu drog, gen să-l țin de cap și să-l pun pe masă. Hai că da, o împinge de la stânga la dreapta. Ok. Oh, ce forearm frumos. Perfect, haide să le ridic și acum să-l trag. Haide, bă, ridică-te. Boom! Haide! Oh my god! Și Kushida! DDT! Oh my god! Este incredibil! Masa comentatorilor este distrusă! Incredibil! Reverse și este trimis în Michael Cole Kushida. 7. Și Lio Rush ajunge în ring și îl trimite pe Kushida. Oh! Kushida! Kushida! Foarte bine! Îl ridic acum pe Lio Rush. Armbar din nou. Și scapă Rush.
E incredibil ce meci, ce main event. Oh, ce suplex! Încă o dată! Și a treia oară, incredibil, ce meci awesome, ce meci awesome. Oh, oh my god! Ce super kick! I-a dat somnul lui Kushida cu acest super kick. Oh my god, iese Kushida după 1. Incredibil. Oh! Oh, nu! De nicăieri vine Kushida cu submission-ul. Îi poate distruge efectiv mâna lui Lio Rush. Nu se poate! Nu se poate! Iese Lio Rush! Incredibil! Incredibil ce meci avem! Și este reverse de la Rush. Ce main event. Chiar awesome acest main event. Oh! Ratează dropkick-ul. Kushida. Lio Rush îl ridică. Reverse acum de la Kushida. Reverse și de la Rush. Nu se poate. Oh, Enzigiri. Acum. Oh, nu. Wow. Nu se poate. Finisherul lui Rush. 2. 3, incredibil, ce meci! Ce meci! Ce meci face Lio Rush? The man of hour! Meci incredibil! Da, voi băieți, cam asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mario. Pa!